Salutare, oameni buni, salutare, sunt Andruc, bine ați venit la Chasing Bets. Am avut un bilet câștigător și luni, meciul lui Dinamo, unde am jucat pe Dinamo să câștige, să dea 1-3 goluri și am jucat și la meciul din Italia 1-3 pe Verona. A fost încă o zi câștigătoare și luni, sunt o formă foarte bună în această lună. Au fost și niște meciuri care m-au ajutat, dar am și evitat anumite zile în care mi se păreau meciul un pic mai slabe. Bun, pentru astăzi avem așa ziua de miercuri 22 mai. Este finala Europa League, Atalanta cu Leverkusen. Leverkusen a impresionat într-un mod remarcabil cu Xabi Alonso la cârma acestei echipe. Leverkusen nu a pierdut niciun meci în campionat, a câștigat campionatul cu vreo 5 etape înainte, 6 etape înainte de final. A câștigat la o diferență de 12 puncte sau nu știu cât față de Bayern. A marcat o grămadă de goluri, undeva la peste 2,5 goluri medie marcate și a primit destul de puține. De obicei vine cu șuturi, cu cornere multe, dar și Atalanta e o echipă bună care a terminat totuși mai jos în Italia, pe locul 5, în deplasări n-a fost grozavă. Aceasta este finala, se joacă pe Wembley, mi se pare, și va fi clar foarte ofensivă, dar e și o finală, trebuie să țineți cont și de asta. Eu am jucat un bilet cu meci de astăzi, acesta și încă două meciuri de mâine și poi mine, pentru că o să fac un bilet cât de cât și apoi mai joc și vă dau un pariu single. Deci pe bilet cu meciurile și care să pun și cu meciuri ceva de zile următoare, am jucat la Atalanta cu Leverkusen așa. Am jucat X2 și peste 0,5 în a doua repriză. Leverkusen clar este o echipă foarte bună, mă aștept să marcheze. Putem să punem X2 și Leverkusen marchează. Dar este o cotă tot undeva la 1.50 la Bet Builder, dacă facem. Așa că am jucat X2 și gol în a doua repriză, pentru că poate să dea oricine, poate dă Leverkusen în prima și dă Atalanta, dau și ei un gol. X2 și peste 1.5 la 1.50. Apoi am jucat de sâmbătă meciul Manchester City cu Man United, este finala Cupei Angliei. Am jucat unul solist pe Manchester City. Manchester City a câștigat și campionatul, sunt clar pe un val de entuziasm, iar Manchester United a fost efectiv la pământ în ultimele meciuri și se anunță și plecări acolo. Jucător Rashford n-a mai jucat nimic, n-a fost chemat nici la națională. Deci unul solist pe Manchester City și mai joc și mâine, avem Cagliari cu Fiorentina, meci de în ultima etapă în Italia. Cagliari este deasupra liniei retrogradării, are nevoie de un punct ca să se salveze. Am jucat Cagliari și Cagliari acasă de obicei joacă destul de avântat, destul de bine. Țin minte că a bătut-o și pe Atalanta. Am jucat Cagliari peste 2,5 cornere. Este o cotă de 1,25. Astfel, biletul meu are cotă 2,50. Ăsta ar fi biletul 1. Biletul 1 principal pentru această zi. Cu meciul de astăzi dintre Atalanta și Leverkusen și meciurile de mâine. Cagliari cu Fiorentina și meciul Manchester City de sâmbătă cu United. Asta e biletul 1, 2, 50, o să joc 10 unități pe el. Iar apoi mai avem două bilete cu pariurile acestea, super pariuri. Am jucat la Atalanta cu Leverkusen peste 2,5 goluri în meci și Leverkusen câștigă sau egal. Cotă de 2,30, o să joc cu 5 unități acest pariu. Și încă un pariu, am jucat Atalanta Leverkusen de astăzi, un pariu single la super pariuri. Lookman să trimită peste 0,25 șuturi pe poartă și Wirtz să trimită peste 0,25 șuturi pe poartă. Wirtz este al doilea marcator al celor de la Leverkusen pe Europa League. Deci asta ar fi biletele cu câte 5 unități, acestea single, acesta cu Lookman să dea un șut pe poartă și Wirtz un șut pe poartă și acel pariu cu peste 2,5 goluri în meci și Leverkusen câștigă sau face egal, tot cu 5 unități. Iar primul bilet, acela cu X2 și gol în a doua, Cagliari peste 2 cornere și City 1, o să joc cu 10 unități. Astea sunt biletele, astea sunt jucate de mine pentru astăzi, săptămâna aceasta. Mersi de atenție, dacă le jucați avem baftă, nu uitați, lăsați un like dacă vi se pare inspirate ponturile mele. Ne auzim data viitoare.